Au săpat șanțuri pentru apeduct, dar au dat de 7 butoaie pline cu substanțe chimice îngropate încă de pe timpurile sovietice. Incidentul a avut loc în comuna Geamăna din raionul Anenii Noi. La fața locului au intervenit cei de la Situații Excepționale, care împreună cu autoritățile locale au reambalat substanțele și le-au transportat într-un depozit privat pentru păstrare temporară. În timpul lucrărilor de săpare pentru instalarea rețelelor de apeduct, autoritățile locale au dat de peste 7 butoaie de metal la câte 200 de litri fiecare, pline cu insecticide. 4 dintre acestea erau în stare de putrefacție, iar lichidul îmbinat în sol răspândea un miros neplăcut. Făcând lucrările astea, în segmentul ăsta a dat de un butoi, nu era clar ce deodată, el pe urmă când a început scoate, a dat de mai multe butoaie, le-au scos pe mal. Până la urmă s-au depistat că sunt niște butoaie cu careva erbicid folosit în anii 70 în agricultură. Respectiv, noi la moment am găsit, să mai văd, rămășiță care au trezit. Ulterior, autoritățile locale au alertat serviciul pentru situații excepționale și la fața locului au intervenit specialiștii pentru a lichida solul contaminat. Substanța a fost reambalată în butoaie din plastic și a fost transportată într-un depozit privat din localitate pentru păstrare temporară. Noi le-am depozitat, o parte care a fost perforată le-am mutat în plastic, în butoaie de plastic care se închide ermetic ca să nu... Și se vede, nu se simte miros, nu nimic. Vedem în cel mai scurt timp, o să ne informăm, să vedem care va fi soarta lor și unde putem noi în Republica Moldova să ducem chimia asta ca să o distrugem. În urma investigațiilor preliminare s-a constatat că în anii 70, pe locul cu pricina, a fost un depozit de păstrare a pesticidelor utilizate în agricultură. Alexandru Sultan, care pe vremea aia era agronom pe protecția plantelor, recunoaște că s-a luat decizia la nivel central ca pesticidele cu termen expirat să fie îngropate în pământ. Iadurile astea era astatoc când de pe 61-62 așa. Și ele era nevolabile. Și noi încolo nu aveam unde duce. Directorul a spus de săpată în ograda scladului. Și o săpată, o groapă de 3-4 metri adâncă. Și ne-a dat cutet cu postul de acolo, a dat dus, era DDT, 30%, 25%, metafos. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, substanța chimică deshumată nu prezintă un risc major pentru sănătatea oamenilor. Am înțeles că este vorba despre B58. Este un insecticid de clasa a treia de pericol, adică este moderat periculos pentru oameni, are un termen de valabilitate de 2 ani. Nu cunosc exact din ce perioadă a fost stocat acolo, probabil că e cu termen expirat. Spre regret, Republica Moldova nu dispune de un centru specializat pe nimicirea substanțelor periculoase. Astfel, butoaiele rămân sub supravegherea temporară a autorităților publice locale. Spre regret, acum putem să ne axăm numai pe conștiința administrației publice locale că vor depozita în condiții sigure, cu acces limitat, în loc uscat și rece. Cum am zis, până la crearea centrului de deșeuri, de gestionare deșeurilor periculoase. În cazul depistării substanțelor și obiectelor necunoscute, pentru a nu pune în pericol viața și sănătatea proprie, oamenii sunt îndemnați să solicite serviciul pentru situații excepționale, întrucât din neatenție unele substanțe pot afecta grav sănătatea.